Ce doia, odă-și-o cu celălalt. Da, bună ziua, mă și mi-am găsit un ghiciți ce facem astăzi. Ghiciți, nu o să ghiciți. Ați văzut din titlu? Dați când vă zic eu ce facem astăzi. Astăzi o să citim fanfiction. Am văzut un comentariu la o clipuri anterior sau la unul dintre ele și cea să continui o relație cu Codrin Bradea, un fanfiction din 2016, nu mai știu. Din păcate am intrat, n-am mai găsit continuarea, nu s-a mai făcut de atunci. Dar avem noroc, mai există și alte comori antice, la fel ca mamele voastre. Avem în 2017 o nouă poveste, scrisă de Dede de Bohalas. Halas. Dragoste nu are condiții, Codrin Bradea Satana. Haideți să ne aventurăm, să citim. Este o lectură minunată de aproximativ 5 capitole și să citim sinopsisul. Denisa este o puștoaică de 16 ani, deja nu mai e bine. Vedeți, uite, aici deja asta nu e bine. Nu-i bine asta. Care iubește și adoră absolut orice. Adică o ființă nu prea complicată. Stă așa și vede o muscă și trece mâncarea și Denisa zice: mamă, ce tare! Și după aia curge salivă din gură. Ea și familia ei se mută din județul Satu Mare în București. Aici ea își face prieteni noi și un iubit cu câțiva ani mai mare. Cât e asta? Acum 5 ani aveam fix 20 de ani. 20, 16, nu prea bine, nici așa. All rights reserved, deci nebun, o să publice pagini de aur, o să aibă cartea asta. Și cu asta să nu mai amânăm, să nu ne mai căcăm pe noi. Start reading, dragoste nu are condiții. Salut, eu sunt Denisa, dar persoanele care mă cunosc îmi spun Dede. Dede Debo, Deni Debi, etc. Adică, ia să fie orice acolo. Dede, Dede, Debo, Ciolan, ăsta, Loții, cum vor, îmi zic prietenii. E anime girl, Dede Debo. De Boteni, de Bi, Ciolan, ăsta. Să citim puțin despre viața ei. Habitatul său natural. Am doi frați mai mari și nici o soră. O trebuie menționat. De asemenea, nu am frați vitregi, să zic că nu am, nu mai am nici bunici. Am 16 ani și sunt din județul Satu Mare. M-am mutat cu familia mea la București pentru că au apărut o tonă de probleme și complicații. Ce faci, Codrin? Cum te simți astăzi? O grămadă de probleme și complicații. Nu pot să vorbesc. Poate se referă la oameni, au apărut oameni complicații. Așa. Probleme și complicații pe care nu le înțeleg și nici nu cred că am să le înțeleg vreodată. Flashback între tibială cu musca. Oricum am început să... Poate de aia nu continuă lumea fanfiction-urile astea, că le citesc și îmi bag joc de ele. Nu de persoanele care le-au scris, dar sunt amuzante fanfiction-urile în sine. Oricum am început să-mi pachetez de când părinți ne-au anunțat că plecăm la capitală. După o săptămână în care am împachetat absolut tot ce aveam, probabil locuiam vile cu 7 etaje, să-mi bag până. Am urcat în mașină și ne-am pornit înspre noua noastră locuință. Da, de la casă am ajuns să locuiesc la bloc. Ca săracii. Oricum, am să mă obișnuiesc. Apropo, am uitat să vă zic cum arăt. Uite, așa arată. N-ați văzut oameni din ăștia așteptând la metrou? I-am văzut. Am păr maro cu, la vârfuri cu mov, ochii de un verde care îți face pirle de găină. Am o înălțime de minion, 155 de metri, trebuia să scrie așa, 1.55 și nu sunt nici prea plinuță, dar nici prea slăbuță, 50 de kilograme. Cam așa arăt eu și aceasta sunt eu. Și aici un anime waifu. Scuze dacă nu prea corespunde, dar aceasta este cea mai bună poză pe care am găsit-o. Am să încerc să postez câte un capitol nou de fiecare dată când am timp. Se pare că doar de 5 ore a avut timp. Ăsta a fost capitolul 1, mutarea și atâta. Am aflat detalii foarte puține despre ea. Important e că are doi frați mai mari și nici o soră. Hai să vedem capitolul 2, ce mai zi? Tocmai am ajuns unde am să locuiesc. Eu. Wow! Exclam! Eu uimită la ce mare era blocul. Ar fost tare să zic asta cu voce tare, întreaga propoziție. Wow! Exclam! Eu uimită la cât de mare era blocul. Cătălin, fratele meu, fratele mai mare numărul 1. Hai de pula. Ok, ține minte, hai să ține minte. Că-i Cătălin? Ce ai văzut pochi? Cum pula mea parcă era Dede Debo, Debi, Deni, Loții? Cât e nume are? Nu-mi spune pochi, cucu. Îi răspunde o bosunflată. Deci să ține minte, că e Cătălin, care e fratele numărul 1 mai mare, care e cucu, de fapt. Și Deni, Dede, Debo, Deni, Debi, etc. e de fapt Pochi. Sunt Sergio, fratele mai mare numărul 2. Haideți, mișcați-vă odată, melcilor, mișcați-vă, zice strigând nervos. D and C, adică D eu și C Cătălin, să ține minte. Bine, zic eu și cucu. După ce am ajuns în apartament, am mers în camera mea și am început să despachetez. Între timp, părinții stăteau un tipoz, o uita să zică de ei ceva, nimica nu știm. Stau la etajul 5, apartamentul 465. Se apuce să zice și câți metri pătrați are canapeaua și... Ador noua mea cameră. Este o cameră mare, spațioasă, cu pereți albi și un pat mare cu o mulțime de perne și plușuri. Ador camera asta. Ce am și terasă! Tot mi-o imaginez că e masalifa la gură. Ador camera asta. Ce am și terasă și curge și pe partea cealaltă. Asta este camera perfectă, mi-am zis în minte.
După ce am terminat de împachetat, parcă au despachetat deja bagajele, mă. Le despachetat și le-au împachetat înapoi. După ce am terminat de împachetat, m-am schimbat în ceva mai lejer, costum de latex, și m-am dus să anunț că merg să mă plimb și să cumosc zona, sincer. Pentru că era cald și era vara, am ales această ținută. Ah, dar nu mai e waifu acum, anime waifu. Stai, cum pula mea, pe drum, s-o foxi pe drum cu mașina cu părinții, parcă era părul maro, de ce blond? Ok. Și mi-am lăsat părul lung și bogat pe spate și puț ciufulit cu cărare pe partea dreaptă. Mă rog, îmi cer scuze dacă descrierea nu corespunde imaginile, dar nu prea găsesc imagini potrivite, sorry. Ia, deci asta era outfit-ul, am înțeles. Și iată, timp să vopsi blonde. După ce am ieșit din apartament, din greșeală m-am izbit de ceva, sau mai bine zis, de cineva. Dă, au, asta chiar doare, am zis eu după ce am căzut. Semnul întrebării, ups, o vai, îmi cer scuze, nu am vrut să te lovesc, a zis necunoscutul. Să vezi că așa au intrat. Dede, dă, ha-ha, este regulă, este și vina mea, hi-hi. Că bă, Codrin Bradea. Eu sunt Codrin Bradea, dar spune-mi cum dorești. A zis și m-a ajutat să mă ridic. Da, spune-mi ciuflea, pulea spătară, poți să-mi spui. D. Halas, Debora, Denisa este numele meu, dar poți să-mi spui Deni, Dedi. Ea începe. Dar poți să-mi spui Deni, Debo, Dede, Debi, Pochi, o sau oricum dorești. Wow, ai nume maghiar, fain. Da, păi sunt jumătate unguraică și de aceea, lol. Ai și simțul umorului, super tare. Unde e gluma de mi-am dat eu seama care simțul umorului? Păi sunt jumătate unguraică și de aceea lol. Și eu am zis, ai și simțul umorului? De aceea amuzam la asta. D. Mersi. Zâmbesc și roșesc ca o roșie. Codrin, Bradea, vrei să ne plimbăm? E cel mai inaccurate lucru care poate exista. Să dau cu o fată din pământ și după aia o întreb dacă vrea să ne plimbăm. Nu o să întâmple asta niciodată. D. Sigur, oricum sunt 9. Iar Codrin a zis, iar eu sunt 8. Nu, că te întreba să zic că iar eu sunt 6. Că bă, serios, hai să-ți arăt locurile atunci. Dă, mă să. După aceea mi-a arătat zona, m-a dus în parc și am stat pe bancă și am povestit până la 20 PM. Deci nu e 8 PM sau 20, e 20 PM. După care ne-am dus fiecare la el la apartament. Că bă, super cool, îmi ești și vecină, zise el. Și mă bag sub patul ei. Dă, cool. Că bă, noapte bună, Deni. Dă, noapte bună, Codrin. Perspectiva lui Codrin. Este așa de simpatică și amuzantă, super de treabă puștoaica și vai dar ce ochi verzi are. Cred că o să mor dacă mai văd acei, dacă mai văd ochii aceia super drăguți de pisică. Îmi și părul cum îi arată, o zis că perspectiva lui Codrin. Îmi și părul cum îi arată. Da, 100% o să trebuiască să o mai văd pe Denisa. Perspectiva lui Denisa, nu a Denisei. Codrin este chiar de treabă și prietenos. Are ochi albaștri, marini și un păr negru ca abanosul și bagat. Poftim, cred că îmi place de el, o zis Denisa. După ce am ajuns acasă, m-am schimbat și m-am dus pe terasă și am văzut că Codrin stătea acolo și fuma. S-a uitat la mine, mi-a zâmbit și mi-a făcut cu ochiul, o paranteză, ip! Din ce specie a dracului extraterestri a venit Deni de Debo asta? I-am zâmbit înapoi și am roșit. În paranteză, mor. Asta a fost cea mai tare zi. Scuze dacă am capitole așa de scurte, dar nu am idei ce să scriu. Apropo, dacă puteți zice cum se adaugă poză sau video muzical la fiecare capitol, pentru că nu pot și nu reușesc. Vă rog foarte mult să mă ajutați. Asta a fost al doilea capitol. Personajele. Personaj principal masculin. Codrin Bradea, Satana Cartoon. Ce bună avea. Bă, dar asta iar arată altcumva, mă. De la fiecare, de la un capitol altul schimbă lucru. Personaj principal feminin, Denisa Deborah Halas. Personaje secundare masculine, Eco, Vlad Munteanu, Cristi Munteanu, îmi place că și ea apar. Cătălin Halas, cine pula mea asta, mă? Ia, Sergiu Halas, sunteți ceva vampir, mă, sau ceva. Halas Darius, tatăl lui Deni. Personaje secundare feminine, Sonia Bradea, sora lui Codrin Bradea. Oana Halas, mama lui Deni. Personaj secundar masculin, Andrei Șelaru Celia. Scuze dacă nu postez așa des. O striga după aia. Capitolul 3. Cea mai tare zi. Este 26 iunie. Paranteză. Este ziua mea de naștere, ei. M-am trezit de dimineață și m-am dus în bucătărie unde scumpa și iubita mea familie era luând fiecare micul dejun. S&C. Neața Pochi. Sergiu și Cătălin, care de asemenea Cucu. Bun, am înțeles. Neața Cucu, Neața Boss. Neața rază de soare, zice tata, mama, neața prințesa, asta am dedus noi, că d- și mână nu mai apără până acum. D. Neața mami, neața tati și le dau pupici ambilor părinți și îi ciupesc pe frații mei.
vreau să-i ciupesc pe frații mei, da, 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 pe frații mei. După ce mi-au micul dejun și mă duc să mă îmbrac, fac machiajul de rutină și rutină. Iar acesta este lucrul pe azi. Și normal că și-au făcut iar operație estetică peste noapte și iar arată a patra oară diferit. În fiecare zi arată altcumva. Cum pula mea dacă eu-s vecinei, cum o mai recunoșteam? Scuzați dacă descrierea și imaginile nu corespund. A, și ne arată lucrul. E o râd de chestiile astea, dar se vede cum a fost scrisă de o fată mică, inofensivă. Da, e amuzant, da, cum, degeaba e amuzant. Am ieșit și din cameră, mi-am salutat familia și am zis unde să mă duc. Și eu i-am ieșit pe ușa afară cu căștile pe urechi, ascultat așa trabenz. Bă, ce-i haosul ăsta, mă? Ce-i haosul ăsta de univers pe care l-o creat? Și am început să cânt de fiecare dată când știam piesa și înjuram că lumea își face cruci cu două mâini. Că să fână, ai că să fână. Codin Bradia, ha, 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 Deni. Ce? Îmi dau pește jos și îl observ pe Codrin cum râde de mine, cred. Adică dacă Codrin zice ha, 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 ea nu mă crede că eu râd. Codrin, ha, 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 nu știam că știi să înjur, domnișoara, timiditate. Din ce corean, film, dramă coreană scoase din curs poveștile astea, mă? Nu sunt, domnișoara, timiditate. Roșec ca o tomată și încep să mă bâlbâi. Codrin, aha, ok, ok. Și apropo, la mulți ani, Deni. Eu, stalkerul, veșnic, știu și când e ziua ei. Deni, mă, mersi, dar de unde știu că este ziua mea de naștere? Să mor eu dacă el nu este ceva provăzător, în paranteză, lol. Că bă, te-am la prieten pe Facebook, Einstein. Dă, cum? Nu mi-arată că mi-ai trimis cerere. Oricum, mersi, îl îmbrățișești, prietenește și îl pupe obraz, dar el aproape că mă sufocă în acea îmbrățișare. Codrin, nu mai am aer. Hashtag față de sufocare. Ce se întâmplă, mă, cu povestea asta? Oare unde ajungem? Câb, oh, scuze, cred că am exagerat puțin. Eu între timp chokeslam. D, este în regulă. Câb, și unde vrei să mergi de ziua ta? D, habar n-am. Codrin, atunci vin la o plimbare cu expiratul de mine. Poftim. Deni, dacă nu deranjezi, atunci sigur. Codrin, stai calmă, PC, nu deranjezi. Asta, iară, nu s-ar întâmpla niciodată. Deni, nu sunt PC, zic eu, revoltată puțin. Câb, Sony, perspectiva lui Codrin. Ea arată destul de bine astăzi. Îmi imaginez că stau așa în întuneric și bate numai lumina unui televizor alb negru pe mine și stau purici de pe fundal și eu stau între timp și zic ea arată destul de bine astăzi. Asta se întâmplă încă acolo. Eu mi-imaginam că-s acasă deja. Sper că nu s-a enervat pe mine. Sper că nu s-a enervat pe mine că am început să râd ca un bou de ea. Oare unde să o duc acum? Gata, știu. În canal. Nu. O duc la suc și după în parcul nou, bă, dar nu la cum parcuri, știu să mă îngudați boschetar. De distracții, parcă de distracții, care se deschizi azi, băi, câine, sunt un geniu. Perspectiva lui Denisa, oare unde vrea să mergem? Oricum, mă bucur că a apărut din nicăieri. Ca Mr. Proper, am apărut. Dacă nu ar fi apărut, el ar fi trebuit să mor pierdută pe aici, prin mușuș, roiul ăsta de capitală. După ce ne-am dus cam 15, luăm un loc la terasă și bem un suc și discutăm tot felul de frichineri și chestii random și după bem fiecare sucul, ne mai plimbăm încă cam 2 ore și mergem într-un parc de distracții care zice Codrin că s-a deschis chiar azi. Codrin, ok, pentru că tu ești sărbătorit azi, ce vrei să faci prima dată în acest parc? N-am întrebat, am zis, ăsta e punct. Ce vrei să faci prima dată în acest parc? Initializing protocol și după am băut ulei. Deni, cred că o să aleg să ne dăm în ceva să te facă să te caci pe tine de frigă, ha, 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 ha. Codrin, ești cam rea. Deni, nu sunt, scuze dacă am supart. Codrin, n-ai de ce să idit, cer scuze. Și îmi ia ochelari și încearcă să vadă cum îi stă ce ei. N-au înțeleg nimica. Deni, arăți ca un profesor, lol, ha, ha, și începe să imite un profesor. Câb, liniște la ora mea. Nu știu dacă pot mai departe. Nu știu dacă pot să trec prin aceste ierburi înalte și înțepătoare. D, ha, 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 râd foarte tare și cu o veselie pe care nu am avut-o de mult. Perspectiva lui Denisa, nu am râs așa de mult. Parcă îmi place din ce în ce mai mult de el, să împac picioarele, de ce îmi place de el? Perspectiva lui Codrin, ea e așa drăguță, gande, râde și zâmbește. Zici că toată lumea e pe droguri, povestea asta. Ce pula mea tot... Zic eu aici, da, trebuie să admit că am început să-mi placă de ea, chiar dacă sunt 4-5 ani diferență între noi. După o zi întreagă în care m-am distrat cu Codrin, am mers amândoi acasă, dar înainte să intrăm în bloc din negreșeală m-am izbit din nou de cineva sau ceva. Se
cu întrebării. Ups, sorry, n-am vrut. D. Este regulă, este și vina mea. Asta de toată lumea se zdrobește, mă, se lovește. Vlad Munteanu. Eu sunt Vlad Munteanu. Acesta este Cristi Munteanu, fratele meu tras la Xerox, iar acesta este Andrei Șelaru. As, Andrei Șelaru, Shelly. Toată lumea locuiește în blocul ăla, mă. Te rog să-mi spui, Shelly. D. Eu sunt Denisa Halas, iar acest este, chiar înainte să zic, Codrin a zis. Eu și cu acești împiedicați ne cunoaștem deja. Suntem un fel de prieteni. D. A, ok. Cristi Munteanu. Da, și nu știm unde e etajul 5 la această cutie cu chibritie. D. Aș putea să vă arăt. Eu stau la etajul 5 și Codrin la fel. A, S. Shelly. Ce pula se întâmplă cu povestea asta? Super, deci ai putea să ne arăți? Shelly. Shelly. Super, deci ai putea să ne arăți? Nu, mă. D. Logică, da. Le-am arătat celor trei unde este etajul 5 și am văzut că vom fi toți vecini. Oai, nu mai pot să țin pasul deja. A, S, V, M și C, M. De unde au părut creativ, mă? A, mă, Cristi Munteanu. Deci mai suntem și vecini, au zis toți trei la unison. Cine-i, mă, D și C, B? Denisa și Codrin, ok. Logic, răspund eu și Codrin. A, S, ai Facebook, D, da. A, S, perfect. Am să trimit cerere ca când te găsesc. Dar cum te cheamă pe Facebook? D, Denisa Halas, haideți la mine acum dacă doriți. A, S, cu V, M, cu C, M și cu C, B, ok. Mi se prăjește creierul. Am intrat toți cinci în apartament și am prezentat cu toți familiei mele care se află în living, fiecare făcând câte ceva. Unul cocaină, unul heroină, unul... D. Familie, ei sunt vecini noștri. Vlad și Cristi Munteanu, Andrei Șelaru și Codrin Bradea. V, M, C, M, A, S și C, B. Bună ziua! S and C, salut, mă obosește. Mă simt că deja se rupe distribuția pe creier, nu mai pot. S. Eu sunt Sergiu, fratele mai mare al Denisei. C. Cătălin, al doilea fiu al familiei și cel mai mare din familie. D. Ei sunt părinți noștri. De din părinții. Sigur că eu le știi de la română. D. H. Daius, tatăl. O. Oana, mama. După ce s-au prezentat toți, eu și cu băieții am mers în camera mea unde s-a întâmplat o mare gangbang, probabil. Unde pula mea să ajunge cu asta? Unde Codrin s-a scăpat și a zis că este ziua mea și m-au felicitat și am jucat jocuri și au dormit la mine peste noapte. Asta a fost chiar una dintre cele mai tari zile din viața mea. Sper să vă placă și acest capitol și vă rog să comentați ce ați vrea să se întâmple în următorul capitol. Chiar nu am idei despre ce să scriu în această carte. Îmi cer scuze din nou, scuze dacă nu reușesc să postez nimic, dar sunt foarte ocupată cu scoada și treburile gospodărești. Load more pages. Continue the next part. Capitolul 4. O zi interesantă. Mă trezesc dimineața cu un bilețel în mână. Este de la părinții mei. Și scrie: dragă Denisa, eu, tatăl și frații tăi trebuie să mergem în America ca să lucrăm. Așa de posibil. Ce... Stai liniștită, durează probabil doar până începe școala. Oricum ai grijă de tine, te iubim și nu uita să ne... Asta e gen, când nu mai știi autorul ce să facă cu personajele și le omoară random sau... Trebuia să... Ce să se mai ocupe cu tata, cu lor de frate? Dă, bă, am muncă în America, dă-i în pula mea. Stai liniștită, durează probabil doar până începe școala. Oricum ai grijă de tine, te iubim și nu uita să scrii și să ne suni. Cu drag, mama, tata, Sergiu și Cătălin. Nu pot să cred. Am să stau singur acasă toată vara. That's super awesome. Mă doare. Stai puțin, de ce simt că mai este cineva cu mine în pat? Oh, holy fucking shit, căcat. Am uitat că era fost ziua mea, noi vecini și Codrin au dormit la mine. Stai așa, eu tocmai acum realizez doar ce tâmpită sunt. Dar mă întreabă cine este cu mine în pat. Ori Shelly, ori Codrin. Asta trebuia încadrată la categoria horror. Ia să văd, este Codrin. Nu pot să cred că am dormit cu un băiat mai mare ca mine. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, am dormit. Ce? Am dormit și cu ambii mei frați în aceeași cameră și pat când eram mică. Oricum, dacă mă uit mai bine, el chiar arată drăguț când doarme. De timp să fie așa cu cuțitul lângă mine. Mai puțin faptul că sfor e ca un dinozaur împometat. Dar el este așa de moale și cald. Ce pula mea. Oricum, trebuie să mă trezesc și să-i anunț pe bușteni ăștia de băieți. D. Trezirea somnoroșilor. Urlu eu ca o descreierată în timp ce am pus alarma super zgomotoasă. C. B. Ce pula mea se întâmplă? A început să înjure Codrin. A. S. Tu ești întreagă la cap. C. M. Lasă-ne să dormim. V. M. Dacă mă mai trezești o singură dată, te ciupesc. D. Nimeni nu urlă la mine. Scuze dacă v-am trezit, dar citi ce scrie pe acest bilețel. Am zis, eu rezolvată. Vezi că nu dormi degeaba lângă tine, Codrinul ăla. D. Nimeni nu urlă... A, am citit.
După ce au citit bilețelul, Shelley, Cristi și Vlad mi-au aruncat o privire de genul mai pervers. Vreau să închid aici, sper că nu mai e mult. D. Sunt scuze dacă v-am trezit așa de vreme, dar trebuia. Când mă vâsă și iasă, nici o problemă, Denisa, au zis toți la unison. Ei zici că un colectiv de NPC. Când mă vâmă și iasă. Vorbesc numai cam deodată. Să uită deodată cu aceleași intenții. Un pic creepy, dacă vă întreb pe mine. După ce toată lumea s-a trezit, ne-am pregătit tot și am luat micul dejun. Eu bineînțeles că arătam cam așa. Adică era ruptă în bucăți. După ce am luat micul dejun, cei trei noi vecini de ieri s-au dus fiecare la el acasă și după ce au plecat, am observat că Codrin se uită la mine cu privire de genul că se vână, că se vână. Cum e privirea aia? Vreau să știu. Mai bine nu. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat, ce a zis. Ce s-a întâmplat, Codrin? Codrin, nimic. Dar ce ai să faci acum că ești absolut singur acasă? Păi, nu știu, nu prea știu. Toată lumea e creepy în povestea asta. Păi de ce nu vii să stai la mine, zice Codrin. Demi, crezi că e o idee bună? Adică eu sunt foarte neîndemânat, adică și nu vreau să-ți creez probleme. S-a apropiat de mine și a zis, aplicându-se la nivelul meu de înălțime. Piticot, stai calm, este... Piticot, stai calm, este în regulă. Nu cred că o să faci ceva rău, pentru că nu ești mai împiedicată decât mine. D. 1. Nu sunt piticot. Și 2. Ok, am să stau la tine. Perspectiva lui Codrin. După ce mi-a zis aceste lucruri, s-a dus să-și împacheteze. Acum că văd mai bine, sunt 100% sigur că chiar îmi place de ea. Aseară cum am dormit la ea și cu ea în pat, a fost destul de plăcut. Adică mă refer la faptul că avea și plapumă, să zică, nu, și pernă, eu n-am acasă. Că la cum dormea, nu a realizat că a dormit cu capul pe mine și a dormit îmbrățișat-o în timp ce am dormit. Hai de plăie, ce masacru! Sper doar să nu creadă că sunt un pervers sau un pedofil. Am să continui acest capitol pentru când o să am idei și când am să știu ce vreți să fie în această carte. După ce am terminat de împachetat, Codrin m-a așteptat în fața ușii foarte energic. Ce ai pățit, zice Deni? Codrin, nimic, dar sunt cam agitat. Habar n-am de ce. Haha, bine, dar măcar atât să mă ajuți prin a duce astea. Codrin, da, sigur. După ce m-a ajutat să duc bagajele, am intrat în apartament și mi-a prezentat locuința lui. Cine ar fi crezut că intri în apartament și îți prezintă elicopterul? După câteva minute, intră două persoane pe care nu le cunosc certându-se. Ești un mare bău și un porc, Eco, persoana 2. Iar tu ești o încăpățătată și fițoasă. Ei au continuat să se certe încă 15 minute, dar de unde au venit oamenii ăștia? Au venit la mine acasă, mare, un pic de sens, dar... Ei au continuat să se certe încă 15 minute și după ce au intrat și nu au observat că eu cu Codrin ne uităm la ei. După o perioadă, Codrin i-a oprit. Codrin, voi doi tăceți, nu vedeți că avem oaspeți? Cei doi certăreți s-au uitat la Codrin și după la mine. Fata a venit și s-a prezentat cerându-și scuze pentru că nu m-a observat. Paranteză Sonia. Eu sunt Sonia, sora lui Codrin. Îmi cer mii de scuze pentru neatenția mea și a fumistului cu care m-am certat. Tu ești cumva iubita idiotului de frate meu, păbușică, o pucratină. Hai de plane, ce se întâmplă în povestea asta, mă. D. Eu nu sunt iubita lui Codrin. Eu sunt vecina de lângă voi. Mă numesc Denisa și nu mă supăr pentru neatenție. Mă bucur să te cunosc, Sonia. Eco. Servus, gagica, eu sunt Eco. D. Mă bucur de cunoștință, Eco. Și vă rog, spuneți-mi Dede, Devo, Deni, povestea clasică din nou, Debi, sau oricare, sau oricum doriți, dar să nu-mi spuneți gagica. După ce eu și Sonia, Eco și Codrin am mai discutat și am făcut cunoștință, telefonul a început să-mi sune. Erau niște verișori. Dacă erau milioane în care veneau cu saci. D. Alo? Sio Ana. Și am vorbit cu verișoara în maghiară. So, tu știi maghiară? D. Cam da, sunt jumătate ungaraică, unguraica și jumătate româncă. Eco. Ioi, dar ce fain atunci. Pe lângă că arăți mortal de bine, mai e și dublă naționalitate. Câbă. Eco. Taci, că o să o speri și o să fugă ca și celelalte fete pe care ai încercat să le vrăjești cu șarmul tău de tot căcatul. Ecă, Codrinelul este cumva gelos că am să-i fur iubita, ha 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 ha. D și C B. Nu sunt, este iubita mea lui Eco. Am spus eu și Codrin la unison. Ne-am uitat unul la celălalt și am râs Deci, ne-am uitat unul la altul și am râs duce ce n-am sincronizat fără voie în a-i zice lui Eco. D și câbâ, ha 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 lol. Am obosit, sper că nu mai e mult. Și așa ca în toată ziua asta sunt... Păi nu mai pot, mă, să citesc. Și așa ca în toată ziua asta eu și...
Și așa că în toată ziua asta eu și cu Sonico, Peco și Codrin am râs și ne-am distrat. La finală am mers fiecare în camera lui și a dormit la fixa penalti. Eu dorm cu Sonia și Codrin cu Eco. Sper să vă fi plăcut acest capitol și chiar mi-aș dori să știu ce ați vrea să mai găsiți în această carte. Așa că vă rog să-mi scrieți în comentarii ce vreți să se mai întâmple mai departe și chiar m-ar bucura să votați această carte. Pentru că m-ar ajuta să am mai multă inspirație în a scrie. Vă pup și vă iubesc, pa! Ok, capitolul 5. S-ar putea să ne apropiem de final. Oare să-i spun? Ai 169 de citiri. La o săptămână după ce m-am mutat la Codrin, cine? Dumnezeu cu mâna. M-am obișnuit cu atmosfera, iar cu Sonia parcă ar fi fost sora mea geamănă, doar că cu vreo 4-5 ani mai mare. Oricum, cu Eco și Codrin, parcă aș fi mai matură decât ei, dar mă bucur că mă pot înțelege cu toți fără să se țină cont că sunt din înălțimea unui minion. Nu am chiar înălțimea unui minion, dar după cum am mai zis, sunt din înălțime mică, 1.55. Perspectiva lui Eco. Băi, poate este doar în imaginația mea de troll, dar eu cred că Codrin chiar simte ceva pentru pitica, dar trebuie să aflu asta punându-l la un test. Am să-l testez. Sper doar că pitica nu lovește. Codrinerule, stai să vezi cum scot eu amorezatul din tine. Perspectiva Sonei. Cred că Denis al place pe frate meu, adică bine, poate că Codrin se comportă ca un nesimțit și alte chestii grave despre el, dar cred că Denisa este tipa perfectă pentru a-l mai schimba puțin la comportament. Am să port o discuție cu ea despre asta și am să aflu dacă îl place sau nu. Perspectiva lui Codrin. A trecut o săptămână de când Denis este la mine și tot nu știu dacă îi place de mine sau nu. Trebuie să-i spun cât de curând, dar sper că Eco și Sonia să nu înceapă să o să căie la cap cu tot felul de întrebări handicapate de ale lor. Perspectiva Denisei. Nu. Perspectiva de Denisei. Oare să-i spun lui Codrin ce simt pentru el? Adică, bă, dar o întreagă dramă aici, nimeni nu știe, e o conglomerație de găuri negre care sugă alte găuri negre. Oare să-i spun lui Codrin ce simt pentru el? Adică, poate el are deja o prietenă și cum dracu să se drăgostească de o puștoaică ca și mie. Dar asta am să încerc să aflu ce simte. Va urma. În această dimineață m-am trezit foarte târziu pentru că aseară m-am uitat la un film cu Sherry, Vlad și Cristi și am stat până târziu. De fapt, asta e din realitate, să vezi. Dar când m-am trezit de dimineață, Sonia era dusă să facă cumpărături cu Codrin. Sherry, Vlad și Cristi au venit random în casa mea și s-au uitat la film. Dar când am trezit dimineață, Sonia era dusă să facă cumpărături cu Codrin și acasă am rămas doar eu și Eco. Eu eram în pijamalele mele drăguțe de vară, numărul 3. Care? Aici? Ok. Mă întreb spre bucătărie. Vreau să-mi fac ceva să mănânc repede și ușor. Eco era acolo și cred că citea sau se uita la ceva pe telefon, la filme porno. Și nu m-a observat. Dar după ce l-am salutat, s-a uitat la mine cu o privire gen, ce pula mea porți? Oricum, m-a salutat și el și după am făcut ceva rapid să mâncăm și eu ascultam muzică în căști. După un timp, Eco s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat spre mine, ridicându-mă și trăgându-mă spre el. Eco, ce căcat încerci să faci? Am țipat eu revoltată. Eco, stai calmă, pussycat. Stai calmă, pussycat, nu-ți fac nimic rău. Vreau doar să văd mai bine cât de sexy ești, a zis el uitându-se la mine cu o privire de pervers și râzând cu un rânjet malefic. Ce e asta, mă, ia metecut asta, hai. Dă, Eco, te rog, lasă-mă, îmi pace pentru că mă sperii. Am zis eu speriată și termurând și el. Și apropie deja mult prea mult și încerca să mă sărute. Codrin, ajutor! Zic eu în mintea mea, începând să plâng. O strigat în mintea ei. Cea mai bună tactică pentru a obține ajutor. Strigi în gândul tău, ajutor, adică nu. Ajutor. În acel moment au intrat Sonia și Codrin în bucătărie și se uitau cu o privire gen headshot. Poftim, Codrin. Eco, fumă mă, lasă-o în pace pe Denis sau îți rup gâtul, a țipat Codrin spre Eco și Codrin m-a tras spre el, încercând să mă protejeze, parcă și eu alerg terifiată spre Sonia și încep să plâng și să o îmbrățișez foarte tare, Denis. Mi-e frică, vreau să merg acasă, zic eu, spreată și plângând. Așa repede și-am făcut Eco treaba. Sonia, Eco, porc și pedofil ce ești, uite ce ai făcut, ai terorizat-o emoțional. Ce mă, ai terorizat-o emoțional. Și porc pedofil ce ești, ce ai făcut, ai terorizat-o emoțional și să o faci să plângi. Ești prost sau handicapat. Ce Sonia nervoasă.
Codrin a văzut ce reacție, Codrin a văzut ce reacție și s-a dus spre Eco și a futut o pereche de pumn sănătos și să-l bată. Fix așa. Tot ce povesti până acum, aici, ar avea cam șanse de 0% să se întâmple. În rest, dâns și sol. Codrin oprește, zic eu și Sonia la unison, pot că-i place vorba asta. Mă îndrept spre Codrin și trag de lângă Eco și îl, fără să gândesc, îl îmbrățișez și îi dau un sărut pe obraz rugându-l să se liniștească și să se calmeze. Codrin, te rog să te calmezi și să te liniștești. Nu ești Codrin Bradia pe care îl cunosc și îl urmăresc pe YouTube și îl plac, am zis eu. În acel moment, Codrin, Sonia și Eco s-au uitat la mine mirați, uimiți de ce am zis și făcut. Alerg spre camera în care dorm eu cu Sonia și încui ușa și mă arunc în pat și plâng în pernă. Povestea vieții mele. Ceilalți încercau să deschidă ușa. După o oră m-am calmat, până atunci o plâns isteric și auzeau vecinii pe pereți. După o oră m-am calmat și m-am schimbat și liniștit și mi-am făcut rutina și m-am îmbrăcat așa, în paranteză a treia. Și cu acest machiaj și păr. După care ies din cameră și mă îndrept spre sufragerie. Acolo erau ceilalți uitându-se la TV, pare eu că nici călăsătorii până la finalul poveștii. Și s-au uitat la mine după că am intrat. Eco, Dede, îmi cer mii de scuze pentru că am încercat să mă tau la tine, dar vreau să aflu dacă îți place de Codrin sau nu și acum am aflat. Deci asta a fost testul secret al lui Eco. Să nu-ți fie frică, pussycat. Hai de pula. D, te iert și dacă voiai să flii, de ce nu m-ai întrebat direct, fără să mă faci să fac o criză de spaimă? Și da, chiar îmi place de Codrin, dar nu am știut dacă și lui îi place de mine, așa că am tăcut crezând că el are deja o prietenă, în paranteză, iubită. Câbă, Deni, stai liniștită, nu am nicio iubită și vreau să zic și eu că te plac, că te plac. Am început să te plac de când ai venit la mine, de când ai venit și te-ai mutat în bloc. So, ce drăguț, acum că ați recunoscut amândoi că vă place unul de celălalt, de ce nu vă puneți împreună ca să fie oficial că voi sunteți un cuplu? După ce fiecare a zis ce a avut de zis, eu și Codrin am început să fim împreună ca și iubit și iubită. Aveam o toră de fluturaș în stomac și de fiecare dată când Codrin se uita la mine cu un zâmbet șarmant și îmi făcea cu ochiul și mă prinde de mână și mă lua în brațe, îmi bătea de pară că aș fi vrut să se spargă pieptul și roșeam de timiditate mai rău decât o roșie coaptă. Sper că v-a plăcut și acest capitol. Vă iubesc și vă pup. Mai avem anunț. Dragi mei cititori, nu am să mai prea postez pentru că este cam greu să postez câte o carte sau capitol nou. Așa că pentru următoarele două săptămâni nu am să mai postez capitol nou. Apropo, dacă mai doriți să citiți încă o carte scrisă de mine, atunci chiar v-aș ruga să-mi spuneți cu cine să fie carte și despre ce să fie. Cam atât am avut de spus. Cu drag, Denisa, îmi paranteză Pokey Girl. Și să închide cortina. Plâng, e chiar foarte faină cartea. Ador ea ce postez în carte și m-ai făcut să încerc să fac și eu o carte tot despre Codrin, dar diferită, nu copy-paste. Și sper că atunci când ai timp să arunci un ochi peste cartea mea. To be continued, last update 2017, nu mai vine, nu mai știu ce s-a întâmplat. Ia uite, avem aici o carte cu 21 de capitole. Uite, în pura mea. Doamna și domnul, sper că v-a plăcut povestea. Au, m-am distrat foarte tare. Uite-te că asta are capitol updatat din 2019, cartea asta. Dacă mai vreți o să mai face, eu am mai găsit și mi-e plac, râd, sunt faine, sunt amuzante. Nu s-o concluziona nici cum. Frații și taică s-o în America la lucru. Shelly vine random în apartamentul meu să se uite la film când are chef noaptea. Na, mă rog, a fost distractiv. Cine a inventat fanfiction-urile astea? Uai, și-mi place că nimeni nu scrie corect, îmi spune, zici că e o regulă a fanfiction-ului, să nu știi să scrii. M-am pupat, sper că m-a plăcut, ne vedem desigur. Data viitoare!